Primăria Municipiului Călăraș a organizat sâmbătă 29 iunie a șaptea ediție a Zilei Dunării. Încă de la prima ediție, alături de călărășeni au fost alături maestrul Ivan Pațaichin și Asociația Mila 23, astfel că și anul acesta cele trei canoți și binecunoscute s-au întrecut la Călăraș pe apele brațului Borcea. Activitățile pregătite de Primăria Municipiului Călăraș pentru această ediție dedicată Zilei Dunării au inclus și concursul de pescuit, trei ateliere pentru copii și servirea tradiționalului lui Borș de pește. Toate activitățile s-au desfășurat în parcul central, pe malul brațului Borcea sau pe apele brațului Borcea.